actorul preferat de ea. Deci aici am atacat diverse chestii care mi-ai pus tu, nu? Da. Funcții, nu știu ce. Și acum să vedem cu numere complex. Numere complex. Zi-mi așa, da. Demonstrați că 1 plus i la puterea i. Da. 1 plus i la puterea i. 1 plus i. Tot la puterea i. Da. Plus 1 minus i tot la puterea i. Da. Egal cu 2 la puterea n plus 2 supra 2. 2 la puterea n plus 2. Supra 2. Totul supra 2? Da. Nu, la puterea supra 2. N plus 2. 2 la n plus 2 pe 2, așa. Așa. Când mă gândeam, nu poți să spui 2 la n plus 1. Da. Înmulțit cu cosinus de n pi pe 4. Cos de n pi pe supra 4. N aparține numărul natural. N numărul natural. Idei? Nu știu, erau chestii cu t plus 1 pe t, cum ar fi la început. Dacă sumarul de a 1 sau produs, nu știu exact. Era din... Păi eu aș încerca să discuți un numere complex, complexul sport trigonometric. Da. Da. Deci mă duc. Z1 egal cu 1 plus I. Egal cu 1 plus I, care este... Care înseamnă radical din 2, lângă cos de pi pe 4. Radical din 2. Nu? Așa da. Cos de pi pe 4. Plus I sinus de pi pe 4. Z2. Z2. I, egal cu 1 minus i, de fapt e conjugat în cele mai sus. Da. Tot radical din 2, pe lângă cosinus de 7 pi pe 4 ar fi, dacă aș fi să iau în sens pozitiv. În sens negativ ar trebui să scriu pe ăsta cu minus. Da. Da. Că e minus pi pe 4, cosinus nu ține cont, deci sinusul ține. Deci ar fi cos de, cât am spus, cos de pi pe 4, am spus că așa. Cos de pi pe 4 minus i sinus de pi supra 4. Da. Și acum, expresia e, deci de aici, expresia e, să notăm cu ea asta, da, care e egal cu 1 plus i, 1 plus i la n adunat cu 1 minus i totul la n, este egal mai departe cu radical din 2 pe lângă cosinus de pi pe 4 plus i sinus de pi supra 4 totul la n plus același lucru, radical din 2 pe lângă cosinus de pi supra 4 minus i sinus de pi supra 4 totul la n. Egal mai departe cu radical din 2 la n, radical din 2 totul la n, pe lângă cosinus de n pi pe 4 plus i sinus de n pi supra 4 plus radical din 2 totul la n, pe lângă cosinus de n pi pe 4 minus i sinus de n pi pe 4. Păi nu mai este așa. Așa, scoate pe radical din 2 la n în factor comun. Radical din 2 la n pe lângă cos de n pi pe 4 cos de n pi supra 4 plus i sinus de n pi supra 4 plus cosinus de n pi supra 4 minus i sinus de n pi supra 4. Și egal mai departe, ăsta se reduc sinusurile și face 2 ori radical din 2 la n cosinus de n pi supra 4. Și care mai poate fi scris ca 2 ori 2 la n pe 2. 2 ori 2 la n pe 2. Nu? Că
Radicalul, nu radicalul, spui că vine de la IN/2. Că e radical de ordine 2. Cosinus de IN pi supra 4. Și face egal mai departe cu 2 la 1, ori 2 la IN/2, cum se mulțesc două putere care au aceeași bază. Sau doar exponenți. 1 plus IN/2. Sau N+2. N+2/2. N+2 pe 2, ori cosinus de N pi supra 4. Tot aici ce avem de arătat. Da. Da. De ce nu te-ai descurcat aici? Nici nu ai încercat un pic. Ce vrei să-ți facă singur? Nu aș de egal. Păi cum? Să fac un trigonometric când te afli. Mai ales că ai văzut că cosinus de N pi pe 4 era telefonată chestia asta. Deci trebuia să abonez cu toată încrederea pe culoarul ăsta. Da, să vedem alte chestii. Mai ai? Da. Bine? Mai ai, mă gândeam că mai ai. Grand pist. De la 4:30, am ceva timp de evoluționă la așa. E bine. Ia să vedem... Să calculați cosinus de pi pe 5. Să calculăm cosinus de... pi pe 5. Cosinus de pi supra 5. Plus i sinus de pi pe 5. Totul la minus 1. Toată asta la minus 1. Păi cum mai pot scrie asta? Va fi 1 supra... A, 1 supra cosinus. Cos de pi pe 5. Plus i sinus de pi supra 5. Și egal mai departe, cum cum se lucrează la puterea întâia trebuie să scriu aici. Dar conjugat așa spuneam, nu? Că da. Am părțire. Am mulțim și sus și jos cu cos de pi supra 5 minus i sinus de pi supra 5. Da? Totul supra cos pătrat de pi pe 5 minus i pătrat sin pătrat. I pătrat e minus 1, deci e plus i pătrat, e plus 1. Adică este asta. Adică puteai să te gândești cum ai ridicat la puterea a doua, a treia și minusul intra în interior. Cos de minus pi pe 5 plus i sinus de minus pi pe 5, că înmulți cu minus 1. Dar sinusul este funcție impară, este minus în față și am dovedit că este același lucru. Deci puteam să răspundem și așa. Altceva? Da. Calculați cosinus de pi pe 5. Deci calculați cos de pi pe 5 plus i sinus de pi pe 5 plus i sinus de pi supra 5 la puterea a doua înmulțit cu la a doua înmulțit cosinus de pi pe 10 cos de pi supra 10 plus i sin de pi pe 10 plus i sinus de pi supra 10 totul la 4 totul la 4 și mulțit cosinus de pi pe 20 cosinus de pi supra 20 plus i sinus de pi supra 20 la puterea la minus 8 minus 8 și egal. Cum se ridică la o putere, dacă ai fea cu modul, ridicat și modulul. Altfel se multiplică cu unghiul. Da. Formă normală. Da. Deci face cât? Cosinus de 2 pi pe 4, aici e pi pe 5? Pi pe 5. Așa. Și face 2 pi supra 5 plus i sinus de 2 pi supra 5 pe lângă. Cosinus de 4 pi supra 10 simplifică 2 pi pe 5, da? Da. Cosinus de 2 pi pe 5 plus i sinus de 2 pi pe 5 ori cosinus de minus 8 se mulțește acolo și vine cosinus de cât? Minus 2. Faci minus 8 cu 20 printr-un 4,
minus 2pi, 2pi pe 5, plus i sinus, de minus 2pi, sin de minus 2pi pe 5. În paranteză. Și egal acum. Cum se mulțesc două sau multe numere complexe fără trigonometrie? Argumentele. Se înmulțesc moduli, dacă ar fi un A, deci vine cosinus de 2pi pe 5, plus 2pi pe 5, minus 2pi pe 5. Și plus i sinus de același lucru. 2pi pe 5, plus 2pi pe 5, minus 2pi pe 5. Și iată, se reducește. Da? Și face cos de 2pi pe 5, plus i sinus de 2pi pe 5. Termin. Ești. Deci dacă epsilon 0, epsilon 1, câte cu epsilon 8, dacă epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2 și așa mai departe, epsilon n minus 1, epsilon n minus 1 se rădăcinde cubice ale n ale unității și ale unității. Da, adică z la n egal cu 1, asta înseamnă că se rădăcine, da. Cu, se rădăcine de ordinea lui 1, și p aparține lui n. Atunci calculați și P aparține lui N. Iar P este un număr natural. Atunci calculați suma epsilon 0. Calculați epsilon 0 la puterea P. La puterea P plus epsilon 1 la P plus epsilon 2 la P plus epsilon la N minus 1 de N minus 1 la puterea P. Epsilon indice N minus 1 la P. Egal cu cine, da? Expresia asta s-o calculăm. Ce înseamnă că sunt rădăcini ale unității? Înseamnă că epsilon 0 la n face 1. Epsilon 1 la n face 1. Și epsilon 2 la n face 1. Și noi nu vrem la n să fie doar la p. Un p mai mic decât n. Nu spune ce p? P mai mare ca el sau P mai mic ca el? Eu cred că mai mic ca el. Păi, hai să vedem. Cât ar fi epsilon 0? Fiindcă este 0 la n egal cu 1, înseamnă 0 la n egal cu 1 plus 0 ori i. Modulul este 1. Și atunci unghiul este 0. Deci 0 plus 2 capi supra n. Deci 2 capi supra n. Deci epsilon i egal sunt rădăcini ale de ordinul n, care înseamnă cosinus de 2 epsilon k. 2k i supra n plus i sinus de 2k i supra n. Unde k ia valorile, ia valorile mulțimea 0, 1, 2 până la n minus 1. Și epsilon 0 ar fi cos de 0 plus i sin de 0, epsilon 1 cos de 2 pi pe n și așa mai departe. Și la puterea p știu să ridic acum și vine epsilon 0 la P ar fi cosinus de P ori 0 plus i sinus de P ori 0. Epsilon 1 la P ar fi cosinus de cosinus de ca o să face 1, nu? Da. Ca să vorbesc de 1. 2 pi pe n și vine p ori 2 pi pe n
plus i sinus de f ori 2 pi supra n. Pe urmă, ar fi epsilon 2 la p, ar fi cosinus de p ori 4 pi, când k este 2, 4 pi supra n, plus i sinus de 4 p ori 4 pi supra n. Și așa mai departe. Când mă duc la epsilon indice n minus 1, puncte puncte, epsilon indice n minus 1 la p, ar să fie cosinus de p pe lângă ce este aici 2, k pi. Adică k este acum n minus 1. Vine 2 pe lângă n minus 1 ori pi, totul pe n. Plus i sinus de același lucru. Sinus de 2 ori de p ori 2 pe lângă n minus 1 pi, totul pe n. Și atunci, expresia care mi-a dat-o devine a dormit numai eu, nu m-a rămas deloc, Andreea. Eu? Da. Încerc să mă prind. Păi ce am făcut, Andreea? Parcurs. Hai să vedem. Deci, rădăcina de ordinul n. Păi, de ce nu pui întrebări și ne oprim? Ca să înțelegem un pic. Hai să luăm un pic de la... Acest domeniu este destul de dificil, că e trigonometrie. Da. Dar trebuie să știi formulele acelea, de numere, cu numere complexe de trigonometrie. Și când am avut z la n egal cu 1, plus i ori 0, o să zic. 1 plus i ori 0. Scriem pe asta sub formă trigonometrică, care este egal cu modulul său i1, pe lângă cos de 0, plus i sin de 0. Asta e forma trigonometrică. Pentru că unghiul este 0 dacă partea reală este 1. Și atunci cos de 0 face 1, sin de 0 e 0 și este perfect aici. Și că să găsesc rădăcine, zic așa, z indice k, rădăcine, înseamnă radical de ordinul n din 1, pe lângă cosinus de 0 plus 2k pi pe n, plus i sinus de 0 plus 2k pi supra n. Și după am dat valoarea. 0 nu are nicio... Roastă-l mai știu. Deci era cât zk, zk înseamnă 1, nu mai scriu nimic, cosinus de 2k pi supra n, plus i sinus de 2k pi supra n. Nu mai fac parte. Unde k ăsta, ia ca să descriu ce el rădăcini, care aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2, până la n minus 1. Da? Până la n minus 1. Așa găsesc pe cele rădăcini. 0, 1, 2, până la n minus 1. Și dându-l ca valoarea 0, e chiar cos de 0 plus sin de 0. Prima rădăcină reală. Când k este 1, înseamnă că e 2 pi pe n, 3 pi, 4 pi pe n, 6 pi pe n, că tot se multiplică de 2 pi aici. Și asta ne-am scris și aici. Da. Cos de 0 plus sin de 0. Cos... Și mulțim cu p. Pentru că era la p. A. Și cum se ridică la putere? Se multiplică... Unghiul se multiplică, argumentul se multiplică de p ori. Și am pus p. 2 pi pe n ori p. Da? 4 pi pe n ori p. Și acum expresia e... Devine. E va fi egală cu 0. Cos de 0 plus x sin de 0 plus cosinus de p ori 2 pi supra n plus i sinus de 2 de p ori 2 pi
supra-n plus cosinus de 4p, mai întâi p, ori 4π supra-n plus i sinus de același lucru, p ori 4π supra-n și mai departe, plus puncte puncte. Și va face egal mai departe cu cos de 0. O să separăm acum partea reală în partea imaginară. Cos de 0 plus cosinus de P ori 2pi pe n, 2pi pe n, plus cosinus de P ori 4pi pe n, plus mai departe, plus cosinus de P ori 2 pe lângă n minus 1, ultimul, pi supra n. Da? Când îi dăm lui k valoare n minus 1. Plus i pe lângă, exact așa, dar numai cu sinusul acum. Sinus de... Sinus de 0 plus sin de pi pe 2 pe. Am înghestat, cred, astăzi. Mi-a ajuns pe două săptămâni. Și eu sunt înghit să zideze. Da. Sinus de 0 plus sin de p ori 2 pe n. Plus sinus de p ori 4 pi pe n. Și așa mai departe. Plus sinus de p ori 2 pe lângă n minus 1 pi supra n. Și dacă notăm p supra p ori pi pe n cu un alfa, este peste tot. P ori pi pe n. P ori pi pe n. Atunci am să cos de 0 cos de 2 alfa plus cosinus de 4 alfa plus cosinus de 6 alfa și așa mai departe. Cosinus de n. Cosinus de 2 pe lângă n minus 1. 2 pe lângă pi pe pn. 2 pe lângă n minus 1. Da? 2 pe lângă n minus 1 alfa. Deci cos de 0, cos de 2, cos de 4, cos de 6, alfa și mai departe. Plus i sinus de același lucru. Sin de 0 plus sinus de sinus de 2 alfa plus sinus de 4 alfa plus mai departe plus sinus de 2 pe lângă n minus 1 alfa, nu? Da. Și aici. E, acum problema asta pune să calculăm aceste sume. Da? Deci avem de calculat sumele acestea. Nu e o problemă simplă. Problemă destul de interesantă. Am mai lucrat cel puțin o jumătate de ori mai. Nu știu să vinții să-mi dai impresiunea asta. Așa e luat aia la plesneală, în ghiștru acolo. Nu. Am făcut și în clasă mai mult așa și am să dai la test și mai ales că epsilon nu prea am înțeles. Păi înțeles până aici? Până acum? Da, aici am înțeles. Deci până aici am înțeles. Să-ți scriu sub formă trigonometrică și să am mers așa și văd ce am făcut. Da. Acum trebuie să calculez aceste două sume. Notăm cu T și cu S cele două sume și trebuie să vedem cum, de unde pornim. Deci am notat așa. T egal cu cos de 0 plus cos de 2 alfa plus cosinus de 4 alfa plus cosinus de 6 alfa plus mai departe cosinus de 2 pe lângă n minus 1 alfa. Este cumva o progresie. Cum? Este cumva o progresie. Acolo vreau să fac drumul.
T, iar S egal cu sinus de 0 plus sinus de 2 alfa plus cosinus de 4 alfa plus cosinus de 6 alfa plus mai departe cosinus de cât aici? De, nu cosinus, sinusul, da. Sinus de 6 alfa, sinus de 2 pe lângă minus 1 alfa. Ar fi fost interesant dacă autorul îți propunea să faci exercițiul ăsta. Deci dacă am notat 2 alfa cu un T, cred că era și mai simplu, nu numai P ori P supra N să notăm cu alfa, chiar 2-ul ăsta. Da. Și atunci ar fi fost multiplu, ar fi fost cos de 0, cos de T, cos de 2T, dacă 2π pe n egal așa, 2T, 6π ar fi fost 3T. Deci, trebuie să revin aici ca să fie mai comod, că așa multiplu de 2 nu chiar cum. Sau... Deci, cu tot cu 2 și atunci sau alfa. Da? Cu tot cu 2, bag și pe 2 aici. Și atunci, e cos de alfa, cos de 2 alfa, cos de 3 alfa, și cos de n minus 1 alfa. N minus 1, 1, 3, da, n minus 1 alfa. Că tu ai prins deja. Da. N minus 1 ori alfa. Și așa și din partea cealaltă. Deci dacă am face așa, este mult mai interesant. Și aceste sume sunt calculabile acum. Deci sin de 0, sin de alfa, sin de 2 alfa. Da, și acum... sin de n minus 1 alfa. Și revin la forma trigonometrică, egal cu cos de 0 plus sin de 0, da? Da. Plus cos de alfa plus sin de alfa. Plus cos de alfa de 2 alfa prin acum. Da? Cos de 2 alfa plus sin de 2 alfa. Adică poți scrie cos de alfa plus i sin de alfa la pătrat. Era de 2 alfa. Adică da. Mă întorc înapoi. Da. Plus cosinus, Andreea, nu mai urmărești, urmărești? Da. Deci cos de la 2 alfa și plus i sin de 2 alfa, se scrie ca fiind cos de alfa plus i sin de alfa, totul la pătrat. Pe mă, cos de alfa plus i sinus de alfa la cât la a? 3. A 3. Plus cos de alfa plus i sinus de alfa la a 4. Și plus punct pe punct, plus cos de alfa plus i sinus de alfa la n minus 1. Da. Da? La n minus 1. Și acum. Cos de alfa plus i sin de alfa notăm cu un Z. Și lăsăm pe ăsta. Cos de 0 plus i sin de 0 face cât ar veni? 1 ar veni. Da. 1 plus Z plus Z pătrat plus Z la 3 plus puncte, puncte plus Z la e minus 1. Da? 1 plus Z plus Z pătrat plus Z la 3 plus Z la 3. Eu nu pot să spun Z la 0. Poți cu cât vorbim la putere 0, nu? Este 1. E Z la 0 plus Z plus Z pătrat plus Z la 3 și plus Z la N minus 1. Ei, cu cine este egală suma asta? Păi avem o progresie... O progresie geometrică. Cu rația Z. Z. Și suma e egal cu B minus... SN. Aseară am dat formulele. Suma într-o progresie geometrică este egal cu B. Egal cu primul termen, Z. A1. A1 spuseți noi aici. Pentru 1 minus Z la E supra 1 minus Z. Nu așa? Da. Primul termen A1 pe lângă 1 minus Z la E supra 1 minus Z. Dacă sunt în termen. E indicierea mea, da? Și noi avem aici n termeni,
Da, ies în fier în termen. Și egal mai departe cu cât ai plec la 0 până la N-1. Și face A1 care e 0 la 0 care înseamnă 1. Pe lângă 1 minus rația, cât este de la 1 la 1? E Z-ul. Da? Z. Z la M supra 1 minus Z. Deci 1 minus Z la S, 1 minus Z. Și egal mai departe, egal cu 1 minus... Cine a fost Z notat? Cosinus de alfa plus I. Cosinus de alfa plus I, sinus de alfa, totul la el este, da? Supra 1 minus cosinus de alfa minus I sin de alfa, că minusul e față schimbă sin. Da. Și egal cu la M cum se ridică? Se multiplică unghiul. Deci egal cu... Da, se simplifică și rămâne 2pi. Care nu se simplifică? Dacă le scoate pe alfa, cum era inițial, cum l-am înlocuit cu 2pi pe N și dacă le mulțim cu N, rămâne doar 2pi. Lăsăm alfa la sfârșit, am locuit pe alfa. Deci vine 1 minus cosinus de alfa, 1 minus cos de N alfa. Cam de ca la N, da? Cos de N alfa. Minus I sinus de N alfa. Totul supra 1 minus cos de alfa. 1 minus cosinus de alfa. Minus I sinus de alfa. Știi că mai departe. 1 minus cos de ceva. 1 minus cos de ceva. Am o formulă. 1 minus cos de ceva face 2 sin pătrat de jumătate. E formula fundamentală. Combinat acolo, prin 2 sin pătrat de jumătate. Deci 2 sinus pătrat. 2 sin pătrat de jumătatea unghiului. Deci 1 minus cos de ceva face 2 sin pătrat de jumătatea unghiului de sin pătrat din alfa pe 2. Din alfa pe 2. Minus I. Aici, sinus de un unghi, pot să zic că e 2 sin cos de jumătatea unghiului. Sin de 2 alfa, formula. Sin de 2 alfa face 2 sin alfa cos alfa. Și atunci pe N alfa pot să scriu de 2 ori N alfa pe 2. Da. Și atunci vine 2 sin cos de N alfa pe 2. Minus 2, ori 2, sinus de N alfa pe 2, cosinus de N alfa pe 2. Supra. 1 minus cos e 2 sin pătrat de jumătate. Deci 2 sinus pătrat de jumătate de alfa pe 2. Minus I, 2, sin de alfa pe 2, ori cosinus de alfa pe 2. Și dau mai departe. Cine? Iată, acum pot să fac următorul lucru. Un sin de N alfa pe 2 îl văd și aici și aici. 2, 2. Pot să scot în factor comun pe sin de N alfa pe 2 și jos pe sin de alfa pe 2. Da? Și chiar 2. 2 sinus. Și o să am 2 sinus de N alfa pe 2 pe lângă sinus de sin de N alfa pe 2 minus I cos de N alfa pe 2 minus I cosinus de N alfa pe 2, da? E bine? Da. Totul supra, jos, scot 2 sin de alfa pe 2, 2 sinus de alfa pe 2, pe lângă sinus de alfa pe 2, sin de alfa pe 2, minus I cos de alfa pe 2. Cos de alfa pe 2. Și de altul. El nu e chiar trigonometric aici. I-ul trebuie să fie lângă sine. Da. Și la mine I-ul e pe lângă cine? Pe lângă cos, tocmai invers. Dar dacă mulțesc și sus și jos cu I, nu se schimbă rezultatul. Și am 2 cu 2 se simplifică. Și apare sinus
de n alfa pe 2 supra sin de alfa pe 2 ori i ori i face i pătrat, i pătrat e minus 1 și se schimbă acum, nu? Cosinus de n alfa pe 2 plus i sinus de alfa pe 2 supra cos de alfa pe 2 plus i sinus de alfa pe 2. Și egal mai departe. Sin de n alfa pe 2 supra sin de alfa pe 2. Sinus de n alfa pe 2 supra sin de alfa pe 2. Înmulțicul. Cum se par două numere complexe? Se scad argumentele. Se scad argumentele. Modulii 1 pe 1 da. Cel important. Deci vine pe lângă cosinus de n alfa pe 2 minus alfa pe 2. O dată, plus i sinus de i sinus de i n alfa pe 2 minus alfa pe 2. Și egal mai departe. Cu sin de alfa pe sinus de i n alfa pe 2 n alfa pe 2 supra sin de alfa pe 2 pe lângă cosinus de scoatem alfa. Avem și alfa pe 2 a venit. Da. E minus 1 alfa pe 2. Da. E minus 1 ori alfa pe 2. Deci cos de n minus 1 ori alfa pe 2 plus i sin de același lucru. Sinus de e minus 1 ori alfa pe 2. Și acum nu ne rămâne decât să venim la alfa. Mai țineți minte cu cine a fost notat alfa? Deci egal mai departe cu sinus de. Sinus de. Spuneți-vă, era cu P, 2pi. 2pi. 2p. 2p. Pi supra n, da? Da. Deci cosinus de alfa pe n pe 2, mai întâi pun pe n pe 2, ori 2 pe ori pi supra n. Nu așa? Parcă așa țin minte. Da, da, așa era. Da? 2 cu 2 simplificăm, n cu n se vedeți și noi pe ori pi. Da? Sin de pe ori pi supra sinus de alfa pe 2. Alfa pe 2, adică 2 pe pi supra n și supra 2. 2 cu 2 simplu și vrem pe pi supra n. Pe ori pi supra n, nu? Pe lângă cosinus de n minus 1 pe 2 ori alfa. Dar alfa este 2 pe pi supra i. 2 cu 2 simplifică. 7 din nou. Plus i sinus de același lucru. Plus i sinus de. Deodată spun n minus 1. N minus 1 ori p pi supra i. Ca așa din n minus 1 ori pi supra i. Deci, în final, epsilon 0 plus epsilon 1. Deci, suma aceea care ne-ai dat-o, acum putem răspunde, deci epsilon 0 la P, plus epsilon 1 la P, plus epsilon 2 la P, plus o mai departe, plus epsilon indice n minus 1 la P, este egal ca răspuns din difracție sinus de cine? P ori P, supra sinus de P ori pi supra n, P ori pi supra n, pe lângă cosinus de P ori pi pe lângă n minus 1 pe n, plus i sinus de același lucru, i sinus de P ori pi pe lângă n minus 1 supra n. Iată, am găsit suma
cei care mi-ai propus-o. Cam asta este, dacă m-am greșit, că colaboratarea cu P ori P supra M, și nu știu ce. Dar asta este forma. A fost destul de interesant exercițiu, pentru că a trebuit să vedem cum arată rădăcinile de ordine a lui 1, cele N rădăcini. După care, la puterea P, am văzut să multiplic cu unghiul la puterea P. Am notat cu un Z la un moment dat, a apărut suma unei progresii geometrice cu rația Z-ul nostru și în final am putut să ne întoarcem, ridica la puterea suma unei progresii geometrice cu ce este egal la 1 pe lângă 1 minus Z la M, rația la M sub 1 minus R. Poți să mai 7 exerciții, nu-ți mai fac niciun. Deci gata sunt. Da. Mă înțelegi? Nu mai pot. Și la dragilor, ne oprim aici, pe seara asta. Oricum, la eu de voi mic. Oboseala mă prinde pe mine. Spuneam și altă dată, mă ducea că am fac 10 minute pauze între ore. Am zis de fiecare dată că am să fac și eu. Dar n-am ajuns niciodată, pentru că se leagă tot timpul. Vine clasa cealaltă, clasa cealaltă. Și odată și odată trebuie să fie ordinea asta. Altfel, nu pot să o ții lungă așa. De la 4 jumate, acum cred că e aproape 10. Da. Și, na, 5 ore și. Nu te mai uita, că ți-am zis că nu mai fac. A, nu, mă uitam. Lasă-mă-i. Lasă-mă-i, mă, că, mă. Dar oricum a fost destul de interesant de exercițiu. Ți-am zis că este de lucru la el. Da. Nu puteam să facem așa foarte repede. La revedere, dragilor, pe curând. Pe bună seară.